Institutul Național de Statistică anunță prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru recensământul populației și locuințelor până la data de 31 iulie 2022. Potrivit unui comunicat al instituției, prelungirea se aplică în localitățile în care recenzarea nu s-a încheiat, adică acolo unde, din cauza gradului scăzut de recenzare, există riscul ca până la finalul perioadei să nu se acopere întreaga populație rezidentă estimată. Conform Digi24, până la data de 20 iulie 2022 au fost recenzate la nivel național aproape 17 milioane de persoane, ceea ce reprezintă 87,4% din populația rezidentă țintă estimată la începutul recensământului. Decizia a fost luată prin hotărârea numărul 13 pe 20.07.2022 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2021. Aceasta este ultima perioadă de prelungire privind culegerea datelor de la populație și va continua atât în punctele fixe deschise de primari, cât și prin recenzori de teren. Actele normative care guvernează desfășurarea recensământului nu permit prelungirea perioadei de recenzare dincolo de data de 31 iulie anul curent, precizează INS. Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, la nivelul municipiului București, primăriile de sector au deschis până în acest moment 80 de centre de recenzare fixe, în vreme ce în restul țării funcționează peste 700 de astfel de centre, potrivit comunicatului citat de Agerpres. Cu acest prilej, INS face apel la populație să primească vizita recenzorului la reședință sau să meargă la unul dintre centrele fixe de recenzare, se mai spune în document. Centrele fixe de recenzare se găsesc pe site-ul www.recensamantromania.ro, relatează Digi24.